Salutare! Astăzi o să începem acest video cu un unboxing. Așa că dați un mare like la acest video dacă vreți să vedeți și alte videoclipuri de genul acesta și bineînțeles să distribuiți mai departe după ce se termină acest video. Așa că hai să dăm drumul la unboxing. Ok, avem aici o cutie. O să trebuiască să o decapităm. Scuze, m-am lăsat de sportul ăla. Ok, dar pentru început nu vreau să stric nimic de aici. Oh, ia uitați! Baloane! Mamă, din alea mari! Care trage? Care trage? Ok, aici avem 4 căni de la Mighty Mag, o să vă arăt imediat despre ce este vorba. Ok, am pregătit pentru voi 4 căni pe care o să vi le arăt și ce pot face aceste minunății este de o invenție inovatoare în care va schimba lumea. Credeți-mă că va fi schimbată lumea cu aceste căni. Așa că am pregătit și un giveaway pentru voi, așa că stați până la sfârșitul acestui video să vedeți despre ce este vorba. Aceste căni le-am luat de la mightymag.ro, așa că dacă vreți să vedeți despre ce este vorba, duceți-vă în linkul din descriere și dați un ochi acolo. Este cea mai rezistentă cană din lume, în care dacă tu pui o apă sau un suc pe ea, pur și simplu nu se dărâmă. Așa că o să vreau să facem niște teste, iar apoi hai să revenim cu acele teste și să vă zic despre ce este vorba și în giveaway. Perfect, am aici toate cele 4 cutii de la Mighty Mag. Acestea două o să le testăm, iar acestea două o să vi le fac cadou vouă. Așa că fiți atenți până la sfârșitul videoclipului ca să vedeți regulile, ca să puteți câștiga și voi două din acestea. Și vreau să vă zic că această cană vă poate salva viața. Cam așa arată. Așa că dacă vreau să fac o chestie de genul ăsta, și pur și simplu o ridic. Așa că hai să-i dăm drumul la testări. Perfect. Bun, prima tentativă ar fi să-ți vergi băutura, dacă ai un pahar, pe tastatură sau pe mouse sau pe laptop și așa mai departe. Am văzut-o de foarte multe ori. Așa că hai să punem apă în el. O punem plină. Și așezăm frumos pe masă. Iar acum urmează testul extrem în care s-ar putea să-mi stric calculatorul în fața voastră. Și dacă o ridic, e foarte simplu. Wow! Bun, acum o să testăm cealaltă cană Mighty Mag. Aveți apa în ea. Puneți de exemplu că vă închinați la premiul vostru YouTube și ați pus cana fix pe premiu. Și ce puteți face în acest mod ca să nu se răstoarne carna? Aulă, deja mi-e frică. Dacă se sparge premiul, dați un mare like la acest video. Perfect. Și savurăm băutura. Mulțumesc, Doamne, că nu te-ai spart. Super tare! Și dacă ați mai fost așa ceva, bingo! Bun! O să facem un test mai extrem cu chestia asta, așa că avem apa în ea, turnăm puțin, ok, perfect, și o lăsăm pe podea. Atenție, urmează parte șocantă, să zicem că vrem să jucăm golf cu chestia asta. Partea cea mai interesantă care îmi place mie. Ok, dăm mătura la o parte, să zicem că poate dați cu capul din greșeală în ea. Se poate întâmpla, știi? 1, 2, 3, 4 și Ronaldinho. Și Ronaldinho poate să se joace cu asta. Bun, cam acestea au fost cănile pe care le puteți cumpăra și puteți să vă salvați calculatorul, pentru că eu am pățit-o de foarte multe ori, credeți-mă. Așa că am pregătit și un concurs pentru voi ca să câștigați două căni. Vor fi aleși doi câștigători, așa că dacă vrei să câștigi o cană, tot ce trebuie să faci este să te abonezi la acest canal de YouTube, adică Florentin Hriscu, să intri pe pagina de Facebook Mighty Mag și să dai like, ai în descriere, să urmărești pagina de Instagram Mighty Mag,
tot în descriere. Să mă urmărești pe mine pe Instagram, Florentin Hriscu. Și ultimul pas este să intri pe site-ul mightymag.ro, să îți alegi o cană de acolo, iar apoi să lași linkul cu cana dorită la mine pe pagina de Facebook. Plus mesajul pace și iubire. Comentariul să fie lăsat la videoul distribuit pe pagina mea de Facebook, adică exact videoul la care vă uitați voi acum. Și bineînțeles, câștigătorii vor fi aleși prin tragere la sorți, așa că vă urez mult, mult succes. Aveți toate regulile și linkurile în descriere. Bun, dacă mai vreți videouri de genul acesta cu o grămadă de unboxing-uri și review-uri, dați un mare like și distribuiți acest video mai departe. Și vreau doar să vă mai zic că voi sunteți cei mai tari dansatori și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!